bine v-am găsit la profesor online cu exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem, dragilor, și pornim repede la treabă, clasa a 5-a. Înainte de asta am să vă prezint videomanualul. Există videomanualul acolo pe Google când ajungeți. Pentru clasa a 5-a există două volume, le puteți accesa și cu materia toată în ordine. Teoria explicată de dumneavoastră, pe înțelesul copiilor. Exact. Foarte asta. Important da. Să spunem. Așa, și în continuare puteți vedea ce trebuie să facă, să dea like și share și să se bucure cu adevărat. Așa. Sunt și cele cu volume de apicultură. Cei care vor fac miere, bio, cea mai bună, eu mă știu. Vă știți, exact, așa. Mă bucur mult. E merită să știi și ceva. Și ceilalți. Ai și share să ne caute, să vă caute la domnul. Mergem repede. Și tema pentru acasă, deci la 5-a, 77 de la pagina 77. 77 de la 77. Da, calculați. Amic. Paranteză rotundă. 16 ori 12 la 10. 16 ori 12 la 10. Minus. 4 ori 12 la 10. Deci tot într-o paranteză, da? Așa. Așa. Împărțit la 12 la 11. 12 la 11. Asta este exercițiul lui? Da. Da. Te rog, dar tu conduci. La 11, da? La 11, acolo, da. Dar nu era 16? 16, 16. Da. Și vine în paranteză rotundă. Că 16 putem scrie ca 4 la 2. 16 scrie ca 4 la 2. Ce avantaj ai? O să vadă după aia. Știi, mi-ar fi... Mi-ar face să mergi chiar... Mi-ar face să mergi chiar acum. Pentru că când o să fie 4 la 2 minus, o să fie 4 împărțit la 12 la 10. Uite, dar n-ai putea să faci deodată aici, uitându-te tu, 16 de-a de 12 la 10, minus 4 de-a de 12 la 10. Adică 16 mere. 16 mere, asta e, mă. 16 mere minus 4 mere. Câte mere? 16 mere. Asta e, mă. Deci egal cu 12, egal de 12 la 10. 12 la 10. Da? Cât 16, scăzut 4. Că sunt e același lucru. Uitați, același lucru în cadră ca să fie pe toată lumea clar. Deci este aici prezent 12 la 10 și 12 la 10. Și o spune 16 minus 4 fac 12. Dar de 12 la 10 împărțit, nu m-am făcut, că am făcut scăderea, împărțit la 12 la 11. Și iau cu. Aici cum face? 12? 12 la 11. Deci egal cu 12 la 11. Adică să ne scrie direct sau nu? Învăță la 12 la 11. Ce-a scris, Davide? Egal cu cât? Nu, nu. Dar mai vedem încă o dată o altă variantă. Să zice cum v-a scris. Variantă. Corect. N-am făcut așa, dar... N-am făcut așa, sigur că nu. Merg pe varianta ta. Tu ai fie zis pe 16 ca fiind cine? 4 la 2. 4 la 2. Și ar fi fost 4 la 2. 4 la 2 plus... Ori plus ce? Ori eu m-am zis că 12, 6 la 2, tot la 10. 6 la 2, tot la 10. Dar 12 nu e 6 la 2. 12 e 6 ori 2. Și da, sigur că da, sigur că da. Deci 12 este... Imi dă-mi treabă, să te termin ideea cu ei. Deci grave ai fost, grave greșeală, nu ai fost niciodată. Da. Că 12 este, nu-i 2 la 6. 2 la 6. Sau 6 la 2. Sau 6 la 2, vă zice, da. Deci, da. Atenție. 3 la 4 sau 2 la 6. Atât. Mi-am deșit de da. Te rog. Profesor, noi putem să mai facem că dăm pe 2 la 10 un factor. Pe 12 la 10. Da, de acord cu tine. În factor. Deci, iată ideea pe care o observ. 12 la 10, pe lângă cine? Pe lângă 16 minus 4, împărțit la 12 la 10. Deci o să avem 12 la 10 ori 12. Ori 16 minus 4 ori 12. Adică am intrat acum în terenul dinainte, vezi? Da, și e același lucru. Sigur că da. Împărțit la 12 la 11. Și face 12 la 11, împărțit la 12 la 11. Haideți să facem din toată discuția noastră, totdeauna, din orice ghiți, să facem o discuție. Cum ați face? Mai spun cu totul. Că eliminați și greșelile. Corect.
Vedeți, acestea care au apărut și tu ai înțeles acum. Vedeți ce face foarte tare ea. Ea nu observă că 16 mere, nu 4 mere, dar observă că scoate pe 12 la 10 în factor, că a avut partea asta. Dacă însă, dar ea, dacă ar fi fost aici 12 la 9, ce ai fi făcut aici? Dacă ar fi fost 12 la 9? Păi dacă ai fost despre ce am făcut? Haideți, spun pe locul, da, vorbim și 16, pe loc. Urmăriți-mă, 16 ori 12 la 10, da? Minus 4 ori 12 la 9, totul de împărțit la 12 la a 9. Dacă totul împărțit la 12 la 9, poți să elimini 12 la 9. Păi cum? E paranteza aia, stăreia. Dar aș fi scris pe 12 la 10, la 12 la 9 plus 1. Așa, așa te gândi și tu, da? Deci pe 12 la 10, pe 10 ăsta, dacă ar fi 9 plus 1. Da. Da? Deci egal mai departe cu 16. Este egal cu 16, ori 12 la 9 plus 1. Dar de ce da? De ce să scrie așa? Ce eu zice? De ce o să scrie 12 la 9? De ce nu poate 12 la 9, ori 1 la 3? Ori 1 la 12 la 1. Trebuie să știți. Acum trebuie să ajung acolo. Că 12 la 9 plus 1 vine la 12 la 9 ori 12 la 1. Tu vii și spui direct. Să scrii deodată. Ea a spus-o în 2 pași, în 2 timp, dar eu merg de pe ideea ta că tot acolo ajungem. 12 la 1, da? Că 9 și 1 face 10 de asta, da? Minus, minus o pică, Daria, minus 4 ori 12 la 9, totul de împărțit la 12 la 9. Dar de tu continuă acum, că Italia am simțit tot de ce a făcut asta. Ce crezi? De ce? Și ce facem acum? Zici că pe 12 la 9 factor comun. Bravo! Perfect! Dar și un 4! Dar și un 4! Pentru că 16 sunt 4 la 4. Corect. Deci am mai mult voie să scot. Deci scot maxim cu putință. Adică, dintre 12 la 9 și 12 la 9, da, într-adevăr. Dar aici este 4 și 16. Și 16 sunt 4 la 4. Și fac 4 ori 12 la 9 scot în factor comun. Deci factorul comun este și 4 care se găsesc în 16. Că 4 împărți la 16, va rămâne 4 aici. Și 12 la 9, 12 la 9. Ia să vedem ce rămâne, David. Apropo de asta, ce crezi că rămâne după mișcarea asta? 4 ori. 4 ori 12 la 9, cum vor fi? Pe rândul. 4. Da. Mi ori 1 ori 12. Ori 1, lasă-l să-mi ori 1, că vede așa ori 1. Ori 1 minus 2. Stop. Ori 12. Așa. Minus? Nimic. 1. Păi important 1. Foarte important. E foarte tare. Dacă spui nimic, adică pun 0, e mare greșeală. Deci minus 1, că aici, aici, în locul, asta e o mare problemă, desigur, vă păcăriți. Minus 1, că 1 ori 4 ori 12 la 9 fac. 4 ori 12 la 9. Da? 13 ori 1 fac 3. Le scos pe 3 ori, mă sumă acum, ca factor. Așa, da, minus 1. Ori? Împărțit la? Împărțit la 12 la 9. Ori 1 de 1. L-am scos pe 12 la 9. Păi, 1 ori 1, 1 ori 1, acolo faci tot 1. Spune tu la care rost. Important o singură dată. De 1 ori 1 ori 1 de 7 ori faci tot 1. Și acum, vine să scriem 3 ori 12 la 9. De ce 3? Cum ai zis? M-am gândit să-l împart pe 12 de la sfârșit. Cu 12 la început, sunt 3 la 12. Păi ba, mă, fii atent aici. 3, deci de ce trebuie să faci multe? Da. 3 ori 4 împărțit la 3, cât faci? 3 ori 4 împărțit la 3? 4. Păi facem 4. Da? 4. 4 eventual 1. Acum, când noi am făcut pe 12 și la 9 împărțit la 2, ce a rămas? Nu a rămas 4? Uite și mereu să te rămas. 3. Că tu, practic, ai scris dintre 4, dar de 12 ai scris un 12 la 9 și ți-a rămas 3. Așa ai gândit tu. Deci se împarte unul din factor la celălalt și după 12 la 9 s-a învățat 12 la 9 și a rămas 4 aici. Da?
Deci, dacă zic 3, hai să zic 3 ori 4 ori 7 împărțit la 4, cât este egal? 3 ori 4 ori 7 împărțit la 4. 3 ori 4 ori 7 împărțit la 4. 84. Nu, nu mă interesează. Ci mă interesează faptul că, după împărțit, 3 ori 7 rămâne. Rămâne 3 ori 7. Deci aici rămâne 4 ori 1, sigur că da. Asta te-am înțeles. 4 ori 1, mare importanță, 4, pe lângă toată asta. Deci după împărțirea asta, unul din factori, sunt un factor, al doilea și al treilea. Noi când facem împărțirea, pe unul din ei l-am împărțit la celălalt. Da. Și deci când ne dă 4 ori 1, 4. N-are rost, 4. Pe lângă, fac calcul aici, 4, 12, 48 minus 1, 47. Da? 47. Atenție multă că dacă nu eliminăm greșelile acestea, ele persistă. Și de fiecare dată ne sancționează la exerciții. Deci când avem de împărțit un produs de factori, da? Un produs de factori la unul din ei, doar de unul împărțim. Dacă am baftă, ia să vă văd încă dacă nu. Dar ești cu... Da. Vreau să zic și așa. 3 la a doua, ori 4 la a treia, ori 7 la a doua, împărțit la 42. La 42. Nu dați numărul, mă interesează cum gândim. Nu vreau răspunsul atât ca face. Păi, nu. Vedem ce numere de acolo, dar 42. Niciunul. Nu dau niciunul. Adică, 7 la a doua, dă 49. Păi, 21 la a doua, am luat cu 21. Trebuie să încercăm ceva în fața exercițiului acesta. Hai să-l surprindem cu 42 descompus, că poate... Dacă nu tu, în totalitate, poate să află din divizor, știu ce rămâne. Rămâne 3 la 2. Nu mă interesează ce rămâne. Cum gândim? Cum gândim? Păi 4 la 3 este 42. 4 la 3? Da. 4, 4, 16, 16, 4, 16. 16, 4, 16. 16, 4, 4, 16. Nu, e mai mult. Dar nu asta, dar de ce nu vrei să vii lângă ieșiță? Hai să vedem așa. Neavând posibilitatea să vedem cum trebuie. Pe 42 îl descompunem. Ce zice? 3 la a doua, ori 4 la a treia, ori 7 la a doua, lăsăm așa. Împărțit la 42, care e 6 ori 7. 6 ori 7, 42, da. Da. 6 ori 7, care înseamnă 2 ori 3 ori 7. Am descompus complet. 2 ori 3 ori 7. Deci să spun că nu mai acolo putea să lucrezi ca să poată să meargă din serviciu. Nu-mi dau seama cum să lucrez în partea asta, acum aici, la împărțitor. Și acum încep să urmăresc. Cu 3 mă descurc. Cam 3 la a doua și 3 la a întâia. Foarte bine. Cu 7 la a doua și 7 la a întâia. Este numai factor, numai un produs. Din produs și produs. Nu mă mai gândesc să scot un factor comun, că doar nu-i adunare scădere, da? Deci acum pot opera direct. Și 4 la 3, nu am, n-am pe 2. Poți să scriem 4 la 3, 2 la 2, totul la 3. Așa, deci zicem, e cam cu... Dar hai să operăm ce putem face. Între 3 la 2. Adică 3 ori. Deci rămâi 3 la 1, da? Da. 3 ori. În loc de 4 la 3, de ce? 2 la 2, totul la 3. 2 la 2, tot la 3. Ori 7 la 3. Ori 7 la 3. Împărțit la cât acum? Și nu merg Daria. Împărțit la 2. La, numai la 2. Am scăpat de 3, am scăpat de 7, împărțit numai la 2. Și egal cu? Și o să fie egal cu 3. 3 ori. 2 la 6. 2 la 6 ori 7. Ori 7. Împărțit la 2. Așa. Care îmi va da 3. 3. Ori 2 la 5. Așa.
ori 7. Vezi? Da. Acela. Deci așa se fac efectiv problema asta. Am vrut să vă atrag atenția, plecând de la exercițiul de mai sus, că, iată, voi n-ați sezizat aici că 12 la 4, m-a speriat momentul ăsta. 4, 12 la 9, împărțit la 12 la 9, a 3. Dar de 12 la 9 m-a speriat. Adică voi nu înțelegeți ce înseamnă a împărțit un produs din mai mulți factori la un alt factor, la un alt termen. Și atunci am luat deoparte și am insistat pentru a vă clarifica lucrurile. Zi-mi, Daria, ai părăsut, nu-ți place, ceva nu-i nebă. Nu, dar am făcut așa. Ai făcut așa? Și ce? Nu suntem în contradicție. Nu. Domnul profesor m-a învățit acolo. E ok. Deci eu nu am vrut decât să atenționez, eventual, dar e aici important lucru, când nu vezi cam cum s-ar face împărțirea, decât să faci tot numărul ăsta. Să deci la putere să faci nu știu ce, și nu se împarte la 42, este muncă de, cum să spun, decisiv, o muncă care nu-ți place să o faci. Și atunci am umblat la 42 și am scris ca 2x3=7. Să am varianta de simplificare, m-am dus pe ceea ce spuneam înainte, că 3 împărțit, 3 la 2 împărțit la 1, 3 faci 3 la 1, 7 la 2 împărțit la 7 face 7 la 1, și pe 4 la 3, ca 2 la 2, totul la 3. Deci am insistat să încerc, am încercat să acopăr niște goluri. Sper că le-am reușit. Deci la următorul exercițiu, iată că am plecat la 1 și am insistat mai mult. Așa trebuie să procedăm, pentru ca să ori de câte ori vedem un gol spre curat sau o greșeală, să încercăm să eliminăm. Este urgență. Da? Este urgență. Da, să știu așa. Așa. Să vedem întrebarea următoare. Exercițiul B, misinalitatea de da, 15 la a doua. Deci, 15 la a doua. Minus. Deschideți paranteză rotundă. 14 ori 15 plus 15, închide paranteza, împărțit la 15 la a doua. Egal. Davide? Dar mă gândesc să scot de 15 faptori comuni în carantină. Deci, da? Da. Nu mă spun niciodată, trebuie să spui ce gândești, pentru să conectăm dacă ați gândit așa, da? Dar ea, tu ce ai făcut aici? Păi, tot așa, și scos pe 15 în vârf. Hai, te rog. Ai o altă idee sau rămâi pe ideea asta, ca să nu mai permite? Pe ideea asta, sigur că da. Din paranteza rotundă scade pe 15. Deci va fi 15 la a doua. Minus 5, vorbește David. 15 pe lângă. 15 pe lângă. 14 ori 1. Care face 14? Plus 1. 14 plus 1 te face? 15. Deci 15 ori 15. Împărțim la 15 la a doua. Păi, domnul scrisor, și adică 15 la a doua. Corect. Deci va fi egal cu 15 la a doua. Egal cu 15 la a doua. Minus 15 la a doua. Nu? 15 la a doua. Minus 15 la a doua. Împărțit la? 15 la a doua. Ce se face? Ce rog? 15 la a doua minus 1. Așa este, Davide? Sau tu ai alte idei? Nu, așa și idei. Deci este 15 la a doua, minus 1, că desfacem împărțirea întâi. Da. Da? Deci este egal cu 15 la a doua, minus 1. Dacă așa mi-a dat Cristina exercițiu, ăsta este răspunsul nostru. Deci, se scoate 15 în factor, face 15 la a doua, minus 15 la a doua, împărțirea 15 la a doua. În final, face 15 la a doua, minus 1, care face 225 minus 1, egal cu 24 de materiști. Domnul, să ai făcut și așa, exact la atunci autorul a votat ceva. E zero rezultatul. Haideți să vă spun ce credeam. Uitați, autorul a putut să spună așa. Punem paranteza asta așa pe jale. Îți facem. Da? Uitați, am făcut modificarea. Am metoda a doua? Nu.
Uita să pună paranteză ca să dea 0. A, păi dacă e așa, chiar dă 0. 0. Păi, numai așa. 15 la 2 minus 15 la 2. Și ăsta a fost motivul pentru care autorul a gândit așa. Deci, realiți paranteza asta prea. Corect. Și 15 la 2 minus 15 la 2 face 0 și 0. A, a. O să fie nici varianta a doua. Da, alte greșite. Alte greșite, o varianta a cercului de autor. După rezultatul de la spate, când din partea... Da, ne-am adaptat și am spus că... Și așa, și așa. Pentru a ajunge la rezultatul de la... Și nu era așa, adică. Imediat, trec, mai avem două exerciții. Ca să mai scrie, să scrie și că s-a numărat. E rapid, ai văzut ce s-a întâmplat, am pus paranteze și totul merge pe modelul ăsta. Foarte repede, da. Pui paranteza aia pătrată, David. Atât, poate, nu poate. Da, ce? Ce? Care era pe? Ce 10 la 3 ori 85. 10 la 3 ori? 85. 85. Minus 10 la 3 ori 61. Asta nu-i de? Minus 3. Nu, nu, deja nu, nu, minus dar 3. Cam făcut eu. Mai făcut-o profesorul. Ah. Minus 3.000. Atât. Egal. Acolo este ori 85? Ori 85, da. Asta e cam ușor. Cum? Păi dacă din 85 de mere, scazi 61 de mere... Vezi că te-ai prins. Rămâne 24 de mere. 24 ori 10 la 3. Altfel, poți face 10 la 3, fac o comor și face nița de așa. Și făcut asta. Deci face 20 și cât? 24 ori 10 la 3, da? Da. Minus 3.000. Da, stați că erau 20 la 3. Păi, ai zis așa. Aici avem un problem. Ai zis 85 de mere. Adică 10 la 3 sunt mere. Așa ai zis tu. Așa ai spus. Deci 85 de mere. Scăzut 61 de mere. Altfel spus, în limbajul celălalt, 10 la 3 ați fac un factor comun pe 25 minus 61. Și face 24 10 la 3. Da? 24 10 la 3 minus 3 ori 10 la 3. Când 1000 înseamnă 10 la 3. Da? 3 ori 10 la 3. 3000. Asta, da? 3 ori 10 la 3. Și cât faci mai departe? Dar iar. Păi o să fie... 10 la 3 este un 1 cu 3 zeruri după el. Adică 1000. Adică 1000. Și o să fie 24 ori 1000. Am trebuit pe așa, respectăm așa. Adică 24 de mii. Adică pe 10 la 3 ori dai factor cu 1 mai. De ce mulțești? Păi de ce? Uite asta spune mama. Că lucrăm cu puterea lui 10. Exact. De ce mulțești? Adică 24 de... mere, scăzut 3 mere, spunea David, asta vrea să spun, 24 minus 3, fac? 21. 21 de mere. Corect, 21. Deci cam 21, 10 la a 3-a. 21 la 10 la a 3-a, nu-i 2 minus 1. 21 de mii. 21 de mii. Deci, iar greșeau, nu pot să zero, nu-i problemă. Deci, mai vedem încă o dată. De ce ați avut greutăți, că ați avut ceva, ați bătuit un pic? Și, Daria, hai să încercăm să vedem fiecare ieșit și lucrurile care sunt. Eu nu l-am scris pe 3.000 ca 3 la 10 la 3. Aha, nu l-ai scris. Da, dar am revenit, Daria, și am pus să-ți atrag atenția, să vezi de ce am scris eu, ca să mă explic. Ia să vezi. Deci, în clipa în care am văzut 24 10 la 3, Daria, am zis, hai să scriu și cu 3, mica 3 ori 10 la 3, ca să fie cu puterea lui 10, termine asemenea, 10 la 3, să fie ușură, 10 ieșiți, da? Asta e motivul, da. Te rog acum, Chela. Da. 5 la 11, minus. 5 la puterea 11, minus. Parantezele rupte, 6 ori 5 la 10. 6 ori 5 la 10. La 10. Minus 2 ori 5 la 10. 2 ori 5 la 10. Zile paranteza. Asta e. Haideți să analizăm copiii înainte de a sări așa. Oare ce-i de făcut acolo? Deci privim cu foarte multă atenție să vedem ce putem face. Putem să-i facem ceva cu 5 la 11? Da, da. Zi. 6 mere minus 2 mere, 4 mere. Da, am sesizat că 5 la 10 azi merele, 5 la 10, 6. Sau altfel spus, da, ea scoate pe 5 la 10, 4, 6 minus 2 face 4, nu? La 5 la 11 am putut să scriu că 5
la 10-a. Ori 5? Ori 5. Da, sigur că da, dar nu acum. Deci, timp, urgența numărul 1 era asta. Putem să-l facem și acum, simultan putem face așa. Deci nu sunt împotriva ideii. Da. Deci în loc de 5 la 11, putem zice 5 ori 5, 5 la 10. Bine? Da. Ca să rămânem într-o reacție de prietenii. Da. Da. Da? 5 la 10, dar de ce le zice, da? Da. Bun. Pentru minus. Minus. Și acum mai ziceți cum merge, gata. Lasă faptul comun că e matematică. Da, și așa. Pentru noi nu ești alt deloc. Dar mă gândesc să zică la școală. Și așa pot să zic că nu e problemă. 6 mere minus 5, 2 mere, e perfect. Da, da. Că prin măr am înțeles 5 la 10, nu, nu, eu da. Mi-asum asta. Bine. Deci nu e, da? Nu e antimatematică. Bun. E de deja termina semna de barcă mai da, sus. Da, da. Da, 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 este bine. Să vă râd copiii. Să râdă. Dar el acum a înțeles că de fapt asta s-a întâmplat. Pașii îi face, adică să scoate 10, 5 la 10, nu zic că 6 minus 2 care face 4, 6 mere minus 2 mere, 2 mere fac exact 4 mere, dar și 4 ori 5 la 10. Și stai, David, puțin. Și Daria, cât face? Păi eu să avem 1. Minus 5, 1 ori 5 la 10. Deci 5 la 10. 5 la 10, sigur că da. 5 la 10. E 5 minus 4, corect. Da, nu, nu, nu. Așa, așa, ce-i de azi? Deci, nu-i nevoie să dai. Aici am vrut să... Am vrut să... Da, exact așa. Nu citesc. Deci, acum e în așa terminat de zi, dar e ce vrei. Am zis, Daria. Vrei să mai găsim ăla care îi dau ce vrei. Nu-i zice. Ăla cu 9, cu ultima cifră, cum vrei să da, aia care? Nu. Dar să trebuie să fac cu Daria și dacă mai avem timpul până ce știu. Avem timpul la 7 jumătate. Zi, Daria, ești un exercițiu? Hai, hai, lasă-te. Aflați numărul natural de X și Y, știind că știind că 3 la X plus 5 la Y. 3 la X. Mai mic egal, nu mai mic, nu profesor, în cartea asta, de asta vrem să facem cu dumneavoastră. Scrie așa, fratele meu natural X și Y, spun că 3X plus 5Y egal cu 134. 3X plus 5Y da, egal cu 134. 134. Dar la sfârșit am văzut că ei vroiau 3 la X plus 5 la Y. Acum nu știu, am zis că vin să vă întreb. Stop. Autorul spune să găsim numele X și Y naturale, știind că 3 la plus 5 la egal cu 134. Da, luăm așa cum este dată din ipoteză. Da, a, atunci că te scrie 3X, nu 3 la X. 3X plus 5Y, dar e greșit. Așa scrie în care. La sfârșit vorbește de 5 la Y, de-aia zic. Suntem la putere, nu știu ce să zic, domnul profesor. Și într-un caz și în altul eu pot să o rezolv. Da? Haideți atunci cu 3x plus 5y. Așa, bun. Deci am cu 3x plus 5y egal cu 134. Da. Deci cine este x-ul, cine este y-ul, încât după înlocuirea numele astea naturale să mă duc la 134. Da. El așa a dat egrișițul, nu s-ar justifica la nivelul clasei a 5-a la putere. Deci nu s-ar justifica. Ar fi 3 la X plus 5 la Y, ar fi corect. E la ecuație. E la ecuație? Da. Ah, așa da, merge. Bun. Care ar fi ideea de lucru? Este vorba de o... adunare. De o adunare cu două necunoscute. Ori de câte ori avem o situație de asta grea, în care avem o ecuație cu două necunoscute, trebuie să încercăm să găsim niște idei de lucru. Atenție, Daria, că X-ul și Y-ul și tu, David, trebuie să fie numere naturale. Întrebarea mea, cât poate să fie Y-ul maxim cu putința? Y. Aia trebuie să fie numere naturale. Dar natural mult. Cât? Cât, de exemplu, la X ar fi 0. Da, și atunci Y-ul trebuie să fie. Maxim. Dar nu ar putea să fie un număr maxim pe tot 34. Păi trebuie să ne apropiem de el. 50,
50 ar putea? 5 ori 25. 5 ori 5, 25. Nu, e mult. Nu, 5 ori 25, 125. Da, 125. Deci 26. 26, că da. Face că 26 ori 130. 5, 130. Deci, iată de aici, simțim că Y trebuie să fie mai mic egal decât Y-ul mai mic egal decât? Decât ce? 26. Da? Y mai mic egal decât 26. Da? Vedeți că m-am dus în control după Y. De ce? Fiindcă văd coeficientul lui X. Y-ul e mai mare. Pentru coeficientul lui Y, care e 5, e mai mare decât coeficientul lui X. Păi. Și atunci eu m-am dus după Y ca să știu de unde le-am înapoi. Așa. Doamne profesor, dacă deci, pe Y îl pot lua de la 0 până la 26. Dacă Y ar fi 26, nu ar fi. Nu, pentru că ar fi 33. Dar 27 ar putea să fie? Nu. Deci e clar, cel mult 26 și până înapoi. Dar dacă Y este 25, 225, da, ar putea să fie. Deci, dacă Y este 26. 26. Nu merge, 26 nu merge. De ce? Pentru că 26 ori 5 este 130. Da. Și 3 poate să fie 4 în mulțimea numărul joare. Deci nu poate să fie. Deci, hai să zicem așa. Poate găsim o idee după care să meargă. Oricum avem clar un lucru, că Y este cuprins între 0 și 26. Și a pornit cu Y pentru că Y are coeficientul mai mare. Asta e pornit. Dacă X-ul coeficient mai mare, vorbeam cu el. Exact. Acum, hai să înmulțim cu 5 ambii membri aici. Da. Hai, da. Toți 3. Da. Da? Și ce apare acolo? 0 mai mic egal decât 5. 0 mai mic egal decât 5. Y. Y. Care e mai mic egal decât 130. 30. Da. Păi nu prea... Adică merge. Și da. Hai să adunăm aici, Daria, în ambii membri, un 3X. Deci peste tot, la un capul la. Adunăm 3X. Și o să avem. Deci dacă adunăm plus 3x, se întâmplă. 0 cu 3x face 3x. Mai mic egal decât 5y. 3x plus 5y. Mai mic egal decât 3x plus 130. 3x plus 130. Și mie ce mai știu asta? Păi ia uite, noi ce avem? 3. Dar asta eu știu, dar de ea. Cât e asta? 134. Deci avine 3x. Ah, cu 3x mai mic sau egal decât 134. Deci mai mic sau egal decât 3x plus 3x plus 130. Deci mai am informații despre x decât. Aș mai avea informații. Deci. Uh-huh. Da? Da. Nu se poate. Care ar fi informația? Că 3x este mai mic sau egal decât 134. Adică x mai mic egal. X mai mic egal decât 134 împărțit la 3. Împărțit la 3, care face? O care face 43. 44. 44 cu rest 2, da? 4 rest 2. Adică X mai mic decât 44, pe scurt. Mai mic strict decât 44. Da. Deci X-ul, în timp ce Y-ul se plimbă între 0 și 26, X-ul se plimbă, X-ul se plimbă, între 0 și 44. Da. Păi atunci... Strici 44 chiar. Da. Păi atunci... Deci X-ul trebuie să fie mai mic sau egal decât 40, mai mic decât 44. Da. Și Y-ul trebuie să fie mai mic decât... Bun, hai să luăm Y pentru început. Ai zis tu 26. Nici te încercesc, nu te explic exact. Da? Deci 26 e bun. Y cred că a fost 25. Cu 25 dacă ar fi Y, ar fi 25. Scrim relația, 3X, da, 3X plus 5 ori 25. Y e 25, da, fapt? 25 este egal cu 134. Adică mă duce spre... 3X plus 125 este egal cu 134 și 3X ar fost egal cu 9. Atunci X ar fi putut să fie 3. Și rezultă X egal cu 3. X egal cu 3 este o singură soluție. Deci avem pe X egal cu 3 și Y egal cu 25. 25. Mă, mai zici altfel? Asta e o chestie. Da. De când da? Pentru acest motiv.
urmăriți ce șmecherie fac. Că știu, am ghicit o soluție, am dat peste o soluție. X egal cu 3 și Y egal cu 25. Deci am o primă soluție. Domn profesor, puteți face cu 24 puțin? Mă duc pentru cu 24. Poate merg mâna ta până când observăm, că vreau să forțez ochii. Mâna ta merg așa. Y egal cu 24, să vedeți ce se întâmplă. Atunci o să fie 3X plus 5 ori 24. Care să fie... Vezi că am 134. Ori 100... Și o să fie 3x plus 120. 3x plus 120, dar vedeți de acolo, nu? Că 5 ori 4, 10. Egal 134. Și egal 134. 3x o să fie egal cu... 14. Ceea ce nu se poate. Și am vrut X, să... nu mai aflat, ține mâna doar din altă. Am vrut să faceți și 24, pentru că m-am gândit 26 nu s-a putut. Și nu mă pare. Eu m-aș gândi la 23 să mă duc. Să vedem dacă 23 de aici, să vedem. Da, 24 nu s-a putut și par, iar zic că 26 nu s-a putut și par. Da, 24 nu s-a putut și par. Poate e numele din par. Da. Y egal cu 23. Și acum 3X plus 5 ori Cu par și impar și vezi că nu se furnizează, alte idei. Trebuie să ne gândim alte idei. Alte idei. Super. Ia să vedem, Davide, dacă tu ai o altă idee, spune-o. Eu. Când ați spus dumneavoastră, da. Atunci se spune și de 27 că n-ar merge. A, la 27 sigur nu merge, nu mai încarcă, deci mai mult număr. La 26 și m-am gândit că diferența dintre ele este de 2. Adică eu să găsesc pe Y o să fie 25, un număr bun. Și următorul o să fie Y 22. Deci 25 la 22, tu sare și pe 24 și pe 23 și 22 se mai merge, da? Ia să vedem de ce merge. 22. Asta înseamnă că vine 3x plus 5 ori 22. Egal cu 134. Egal cu 134. 3x plus... E echivalent cu a spune că 3x plus 110. Este egal cu 134 și 3 egal cu 24. Și rezultă că x este egal cu 8. 24 și x egal cu 8. Care este bun, da? Deci am soluții și 8. Deci, hai să vedem soluții care ați găsit acum. Următorul număr X e 20. X egal cu 3. Fiți atenți. X egal cu 3 și Y cu cât a fost? X egal cu 3 și Y egal cu 25. Așa este? Da. Apoi, X egal cu 8 și Y 8. Egal cu 22. Y egal cu 22. Puteți să găsiți următoarea care? 19. 20. 19. 20 nu se poate, pentru 20 ori 5 ar fi 100 și 134 nu se poate la 3. Deci, 19. Cine 19 să fie? Y, cred. Să fie 19. Y să fie 19? Da, vă spun sigur. Și X-ul? Dacă Y 19 și X o să fie 13. Da, deci tu ești de acord? Uite-te la astea. 3,25. 8,22. Deci 3, 8. 15. Nu? Sau nu 15. Păi da, n-am zis 15. Ai zis bine, am zis păi da, pentru că ești la și 25. 3, apoi 22 8. Și apoi din 3, 3.
3 la 3 la X, următorul care? Și următorul X o să fie 13. Și X o să fie 13 și Y o să fie 19. Și Y o să fie 19. Pentru că e din 3 3 la Y și din 5 în 5 la X. Și acum dacă facem 19... Ia să facem cu 19, eu nu cred, așa, așa încercăm și noi. Deci, ea, dar ea observă că Y cu 25, 22, scade din 3 în 3. Scade din 3 în 3. Și aici crește din 5 în 5. Da? Și să vedem dacă merge în varianta asta. Deci, merge! Merge, da? Merge cu 19. X egal cu cât? Cu... X egal cu 19. Atunci... X egal cu 13. Așa, da. Y egal cu 19. Și no, faci, dacă facem 19 ori 5, domnule profesor, răspundea 95. 19 ori 5. Numai. 19 ori 5 răspundea 95. 3 ori 13. Este egal cu 19 ori 5 și egal cu 134. Și acum 19 ori 5 care mi-a dat 95. 134 minus 95, 39 și 39 se împarte la 3. Și următorul număr, dacă... Stop, de pe următorul număr, dacă tu dacă îl vezi. Un următoare pereche. Care? Ia să vedem asta pe David. Da. X-ul cât? Și Y cu cât? Y cu 15. Y cu 15, da? Și X-ul? Nu. Y cu 15. Nu, 15. Păi din 3 în 3, mă, Davide. 19 minus 3? 19 minus 3, 16. Păi, Y a fost 25, 22. Minus 3, minus 3. 19. Asta mă zic, cred că Y merge înapoi din 3 în 3 și X-ul merge din 5 în 5 înainte. Și X-ul cât? Păi dacă... Plus 5 plus 5 o să fie 18. Asta va fi. Perichea următoare este 18. Deci 18, X egal cu 18 și Y egal cu? 16. Cu? 16. Următoarea pereche, X egal cu? X egal cu 23 și Y egal cu 14. Minus 3, David, cu 13. Apoi o să avem, X este egal cu 28 și Y este egal cu 10. 28 și Y egal cu 10. Apoi o să avem, X este egal cu 32 și X egal cu 9. X egal cu? X egal cu 7, mă scuze. Cu 32, iar Y egal cu 7. Apoi, X egal cu? X este egal cu... 37. Și Y egal cu date de cu? 37 egal cu 4. Și în sfârșit, ultima soluție, X egal cu? X egal cu 42. Și Y egal cu? 8. Asta e ultima soluție. Dacă domnul profesor dă o secundă, acum începe problema. Corect. Deci în clipa de față, noi n-am făcut decât să încercăm să ghicim soluțiile, să simțim cam cum merge algoritmul ăsta de obținere a lor. Dar, sigur că David acum vrea să ne taxeze Italia, dacă în loc de 134 a fost un număr foarte mare, 1000 și ceva. Pare când am fi găsit noi toate soluțiile? Ce treaba? Ar fi mai ar fi fost un număr de încercări mult mai mare. Ei, faptul că ați observat că X și cresc sau descresc din 5 în 5, iar Y și din 3 în 3, pe mine mă duce mintea la un lucru pe care merită să-l exploatăm. Domnul profesor, când mi-a dat când am văzut exercițul ăsta, m-a avut cea mai interesantă idee. A, nu merge. Și până la urmă, am dat seama că nu merge. Că am spus, dacă e 3x plus 5x, fiecare are 3, să dăm 3 factorul român și să rămână x plus 2y, dar nu merge. Nu. Pentru că 134 nu se împarte cu mătrei. Deci n-ai cum să faci. Și nici măcar nu puteam să fac problema. Hai să mai vedem o dată, Daria. Să mai
Să mai insistăm asupra ieșicilor, că s-ar putea să fie dincolo de el ceva foarte interesant, care, pe care nu-l vedem noi acum. Deci e vorba de 3x plus 5y, nu așa a fost? Deci am 134. Da. Unde x-ul și y-ul se numere natural. Întrebarea este cum rezolvăm o ecuație cu două necunoscute? Suntem în situația asta, da? Dacă ar fi fost o ecuație cam așa. 3x plus 7 egal cu 100. Cum am fi făcut? 3x egal cu 100 minus 7, x egal cu... Și ne descurcam, dar cu două, cu două e mai dificil. De aceea, se încearcă o șmecherie. Se ghicește o soluție. Deci ghicim o soluție, încercăm. Cum am dat numai de primul? X egal cu 3, y egal cu 5. Așa, una din soluții. Din toate astea, una din ele s-o ghicim. Asta, x egal cu 3, y egal cu 25. Pe cea mai repede. Exact. Pe cea mai repede. Da, dar am găsit-o mai repede. Deci, se ghicește, mă dați-vă în cuvinte, se ghicește o soluție. Da, se ghicește o soluție. X, exemplu. X egal cu, pe care am zis, cu 3. X egal cu 3 și... Și... Y egal cu 25. Deci ghicim această soluție, X egal cu 3 și Y egal cu 25. Ce trebuie să facă asta? Trebuie să verifice. Adică X egal cu 3 și Y egal cu 25 trebuie, după ce o înlocuim, mai să facă adevărat. Și atunci, ziceți, pasul 1, pasul 2. Soluția generală. Soluția generală va fi x egal cu 3. Adică cea ghicită. X egal cu 3. Plus, vă amintiți de când în când creștea x-ul? Da. Asta. Plus 5 ori K. 5 nu știu ceva. Dar asta că am observat noi mai multe când am fost din 5. Dar la început, prima vedere. La prima vedere. Asta e. Nu mă gândeam la X egal cu 3. X egal cu 3. Nu, dar la ghicit. Mergem pe mine, îți fac ce? Cu ideea. Că am ghicit una din ele. Dar eu îl ghiceam pe 2. Care? Dacă eu îl spuneam cu 2. Păi, 2 nu mergea. Cu X egal cu 2 nu mergea Y. Deci, dar ea, când spun ghicim o soluție, perechea aceea trebuie să verifice. Adică, dacă ziceai X egal cu 2 și căutai Y, nu mai era natural. Numai când X-ul... Deci, pun la lui Adaria. Deci, cu X egal cu 0, Y nu mergi. X egal cu 1, X egal cu 2 și dai pentru X egal cu 3. Și la X egal cu 3 găsești Y respectiv. Deci, găsești soluția. Una din ele o găsești. Da. Și atunci, soluția generală va fi... Soluția generală va fi x egal cu 3-ul, asta care găsit-o înainte, da, plus coeficientul lui y, 5-ul, de-aia merge din 5 în 5, plus 5 înmulțit cu un număr. Da. Iar y-ul este cel care am găsit mai înainte, 25, minus, adică tot mai contrar, dacă ieșe între ele și mai plus... Minus 3. Minus 3. M-am prins cu ea. K. Minus 3 K. Deci, minus coeficientul lui X. X, o, X la 3. Care e 3 acum, da? Adică noi doar profesoram X egal cu 3 plus 5 K. 3 că l-am ghicit noi. Da. Dar nu e același 3. Deci 3 de aici coeficientul de la X. Da. Da? Și 5-ul e cu... Ei, ca să vă arăt că asta merge, haideți să-mi facem și să vedem dacă... Exercițiu, da? Da, ne ieșiți. Bun, 3 pe rând. 3 pe rând. 3 plus 5K. X-ul, adică 3 plus 5K. Plus 5 pe rând. 25 minus 3K. 25 minus 3K. Egal cu 3K. Egal cu 134. Echivalentul. Aplicăm distributivitatea, știm bine.
9. 3 ori 5. Ce dorește ca? Da. Ori 15 ca. Da. Plus 15 ca. Plus 125. 825. Minus 15 ca. 15 ca. Da, și dă adevărat. Iar dă soluția nete, trebuie să se reducă asta, asta e povestea. Da. 134 la 134. Și acum am lucrat în valori că se fac soluții. A, și pentru x egal cu 1, acum. A, păi x egal cu 1. Ca e natural, da. Așa. Să zicem, pentru x, pentru k egal cu 1, pentru k egal cu 0, e asta. Păi da. A, pentru k? Da, mă mișcăm de k. Deci am găsit o soluție, x și y, am ghicit o soluție. Așa. Și soluția generală care va fi. Așa. Mișcăm de k. Și zicem, pentru k egal cu 0, pentru că e egal cu 0, cine este soluția? X plus că e egal cu 0, x este egal cu 3 plus 0. 3 și y este egal cu 25. Pentru că e egal cu 1. Păi ce e egal cu 1, x să fie egal cu 8. X egal cu 3 plus 5, 8. Am amintit, nu? Da, da. Da. Dar 25 minus 0. 3, 26. Pentru că e egal cu 2. X-ul va fi egal cu... X-ul va fi egal cu... 3 plus 10. 3 plus 10. 3 plus 10. 13. Iar Y-ul e egal cu 25 minus 60. 19. Dar trebuie să știm intervalul ăla, ca să știm unde ne oprim. Sigur că dacă am avut asta. Asta am avut, dar asta aștept, nu? Da, a spus că Y-ul maxim poate să fie, nu știu, până la 26. E egal și Y-ul până la 44. Exact, exact. Ca să știm unde ne oprim. Și acolo dând cu cavalul. Da, dar dat încă la spate, rezultatul e 5 la Y, mai mic egal decât 134. Atunci... Înseamnă că n-a fost 3X plus 5Y. A fost 3 la X plus 5Y. S-au părit la greșit ei. Dar dacă suntem la capitolul ecuației, mă gândesc că așa este corect. Și că au greșit ei și toate acolo sunt cu puteri. Da, și totuși suntem la capitolul mare puteri și aici am facem și ecuații. Hai să ne ducem pe varianta aceea. Oricum l-am făcut și pe asta. Da. Este un lucru stabilit, când am o ecuație cu două necunoscute, asta e tehnica. Dar ia să vedem dacă era la putere. Acum, așa facem. Era mai greu. Era mai greu? Nu. Era mai ușor. E mai ușor la putere. Deci numărul cercării mână mai mic. Haideți să vedeți. De ce? A, pe număr mai mic pentru că nu se face cu adunarea lor, se face de fapt cu 3. Hai să vedem, hai să vedem. Deci dacă ar fi fost... Dacă ar fi fost așa, să se rezolvă, aflați numele în adunare și greșim că 3 la X plus 5 la Y. Vine-o și știe, profesor, mai să scrieți un pic. Da. Știind că 3 la X plus 5 la Y este egal cu 134. 3 la X plus 5 la Y este egal cu 134. 134. Ia să-mi. Eu vreau idei de la voi. Bine. Da. Deci dacă ar fost 3 la X plus 5 la Y egal cu 134. Nu înțeleg. La ce X și la ce Y v-ați să opri voi? Care ar fi maximul Y cu cel mai mare cu putință? Pe care l-am trebuit să-l avem în evidență. 25. Cât? 25. Cum să fie? 3 la 25 este imens. Y. Ea vrea să spun. Y cât poate să fie? 5 la 10. La 10? La 10 știi cât face 5 la 10? 5 ori 5 ori 5 ori 10 ori? Este imens. 3 la 5 de 4 ori. Y trebuie să fie maxim 4. Pentru că 25 ori 25 deja face 37 25. Și foarte mult. Deci trebuie să fie 3. 3. 25 ori 3 ar fi 100, 25. Așa nu aștept, maxim Y poate să fie 3. Y poate să fie maxim 3, poate să fie 0, poate să fie 0, 1, 2 și 3. Deci Y-ul aparține de aici, ne dăm seama. S-a pus să spunem, să zicem așa, 5 la Y mai mic decât 134. Este echivalent cu a spune că ne gândim la 5, la... înseamnă că Y mai mic poate egal decât 3. Fie... Păi da, Y poate să fie 0, 1, 2 și 3. Corect. Y mai mic egal decât 3 înseamnă că Y cu aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2 și 3.
Cum avem un număr limitat de încercări. Puțin. Păi da, se dă pe toate, nu? Se poate de toate la rând. Dar nu mă duc la 3 la X, că 3 la X îmi oferea un spațiu mai larg. Mi-am dus la 5. La 5, tot aceeași mică eu. Ați înțeles, pentru că tot așa mai mare, 5 este mult mai mare. Sigur, ca să mă apropii de 134 cât mai repede. Da, și atunci putem să-i facem cu toate, pentru că nu știa să nu facem cu toate. Y-a cu 0, da, și de 0. Da, pentru că y-a cu 0 rezultă. Luăm pe primul copil. 3 la x. 3 la x. Da, plus 5. La 0. 5 la 0. Egal cu 134. Egal cu 134. Echivalent cu? Echivalent cu 3x. 3 la x. 3 la x plus 1. Egal cu 134. Da, adică echivalent cu asta. Adică este echivalent cu 3x. 3 la x. 3 la x egal cu 133. Așa. X egal cu 133 împărțit la 3. Nu e același lucru. Mă, cum să spui așa? E 3 ori X. E 3 la cât am fac 134? Una la 3 la a 4-a știi cât face? 8. Și 1. 3 la 4. 3 la 5 am fac 200 și ceva. Deci, cu alte cuvinte, nu există soluție. Deci X nu aparține, deci pentru așa ceva, rezultă X nu aparține numerelor naturale. Că nu e intrat o putere a lui 3. Deci noi soluții trecem la Y egal cu 1. Pentru Y egal cu 1, rezultă tu, Daria. Pentru X egal cu 1. Y egal cu 1. Y egal cu 1. 5 la 3 la X. A, 3 la X plus 5 la 3 este egal cu 134. E 3 la X este egal cu 134 minus 5. Adică 3 la X este egal cu 129. Din experiența ta există 3 la ceva care fac 129? Nu. Că 3 la 4 fac 81. 3 la 5 ar sare. 29 se poate. Deci X nu aparține numerelor naturale. David. David, Y egal cu 2. Rezultă? Y egal cu 2. Rezultă că 3 la X. Rezultă că 3 la X plus 5 la 2 egal cu... Adică plus 5 la 2 cât? 25. Plus 25. Da, egal cu 134. Te rog să vorbești. 25 este egal cu 134. 25 egal cu 134. Echivalent cu 3 la X. Egal cu 134 minus 5. Da. Nu le auzim? Nu le auzim. Hai să spunem un pic. 3x. Am găsit singura variantă. 3 la x, David, la 3. Egal cu 134 minus 25, cât dăm? Minus 25, 9. 100. 109. Da? Da. Păi 3 la 4 la 5 e 81. 3 la 5 e 2. X nu aparține. Adică am găsit. Așa se dă. Adică 3 e corectă. Nu aparține. Atunci am luat pe Y egal cu 3, urma variantă. Dacă Y este egal cu 3, o să avem 3X. 3 la X, Daria. 3 la X plus 5 la 3-a. Care este 25. Care este 25 și egal cu 134. Atunci 3 la X este egal cu 9. Cu 9. X egal cu 2. Și mie, 3 la X, ca să facă doamnă, 3 la X e egal cu 3 la 2, bază egală, X este egal. X este egal cu 2 și asta este singura variantă. X este egal cu 3 și X este egal cu 2. Deci bază egală, însoarenți egală. Da? Și soluții. Asta era, asta zicea la sfârșit. Aici era. Da, mi s-a părut ambele faine. Da. Prima. Mai ales prima? Prima e... Dar nu e mult mai ușoară. Nu e mai ușoară prima. A doua. A doua e ușoară. Și noi că n-am trebuit să fie mai grea. Dar, profesor, mai e una. Mai avem una, dar hai să lucrăm și pe alu, dar trebuie și pe aceea din altă al tău, da? Hai, dar și eu. Nu, mai l-am înțeles. La internet al tău? Da. Ok, atunci mai avem și noi una. Domn profesor, văd așa, ca descrie... Da, la puteri. Da. Și la sfârșit scrie cu puteri, dar le facem noi doar două. Le facem cu puteri. Că e cu puteri. Așa, ați văzut aici că ejercitatul devine mult mai ușor. Exact. Pentru că v-ați avut un număr mai mic de încercări.
Acolo v-am lăsat să mergem neapărat în observația din 5 în 5, ca să mă pot duce după observația făcută de voi spre soluția generală. Da? Poate ar trebui să mai rezolvă o ecuație de aceea. Dar mai avem acum. Dar vă rezolv care voastră și dacă mai rămâne timp, mă gândesc și la o altă ecuație de aceea linială. Dar la cât trebuie să vină? Așa pe jumătate vină copii. Păi eu și așa și 8. 4 la x. 4 la x. Da. Plus 3 la y. Da. Plus 2 la z. Este egal cu 59. Asta spuneți. 59, da. Da. Și trebuie să fie înmulțimea numele naturale. Unde x, y, z sunt numele naturale. Vreau pe tine, Davide, să încerc să te pronunți. După cine vei încerca să alergi tu cu X-ii, Y-ii, Z-ul? După? 4. După 4, că e cel mai mare pe așa. Și noi știm că 4 la... A doua, a doua este? 6. 4 la a treia? 4 la a treia este... 50... 60 și ceva deja. Da? Că îi 16 ori 4. Deci X-ul poate să fie numai 1. Deci... X poate să fie la 2. Atenție. 0, 1 și 2. Zicem așa. 4 la 1 egal 4. 4 la 2 egal 16. 4 la 3 face 64. 64 este... Deja a depășit. Mai mare decât 59, dar la 59 își mai aduce și 3 la, și 2 la. Poate, poate, deci, să, 4 poate la 2. Să fie și 4 la 0. X-ul e 2. Poate să fie 0. 4 minute despre X pot să zic că se duce până la cel mult 2. Da. X-a. Deci X aparține. X aparține mulțime valorilor 0, 1, 2. Corect. 0, 1, 2. Așa. Acum ați... Și începem prin toate cazurile acestea, 3. Pentru x egal cu 0. Pentru x egal cu 0, relația devine. O să fie 4 la 0 plus 3 la y plus 2 la z este egal cu 59. Și atunci 3 la y plus 2 la z este egal cu 58. Nu ne-a sărit un 1. A zis 1 și cu 59, pe 1 și cu 58. A zis foarte bine, da? 58. Și am o primit de ea de sine stătătoare și spune... Eu doar pe Y. Pe Y. Y poate să fie... Deci prin de numire. Y la 1 egal... 3 la 1. 3 la 1 egal cu 3. 3 la 2 egal cu... 9. 3 la 3. Ne putem opri numai la 3 la 3. 27. Pentru că 3 la 4 este 81. Da? Și 3 la 4 egal cu 81 care îl depășește. Așa că Y poate să fie 58. Asta îmi spune că Y... Y face parte din mulțimea numărul natural 0, 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Și începem. De acum, asta e de bază. Deci, X egal cu 0, în cazul ăsta, desprindem alte cazuri. Da. Păi dacă Y egal cu 0, atunci o să fie... 3 la 0, da, 2 la 0. Da, 3 la 0 plus 2 la 0 egal cu? Egal cu 0 plus 3 la 0 plus 2 va fi egal cu 58. Și 3 la 0 cât este? 1. Adică 2 la 0. Dar ne-a furcat înainte. 2 la 0 egal cu 58. 57. Se poate 2 la ceva din ce știi tu în experiența anterioară? Că 2 la ceva face 57, 32, 64. Nu, z nu e... Deci rezultă z nu aparține, z nu aparține numelor naturale, că nu exprime. Nu aparține. Da, nu aparține. Nu aparține. Bun. Y egal acum cu 1. Rezultă, da, vede? 3 la 1, ia, hai repede. 3 la 1, plus 2 la 7. Da, nu era și... Nu, dar prezentăm cu X egal cu 0 și am transformat-o pe cea. Asta e ecuația de bază, am spunea pe aici. Unde pe Y? 3 la Z egal cu 58. 58, adică? Adică 2 Z. 2 la Z. 2 la Z egal cu 58. Minus 3. 55. Da.
55. Nu mai zis, nu mai zis. Z nu aparține numai la natural. Y egal cu 2. Y egal cu 2. Rezultat. 3 la a 2 plus 2 la a la 10 egal cu 58. 2 la 10 egal cu... Dar profesor, 49. Da, 49. Nu există. 49. Dar trebuie înainte dacă există. Nu, da, eu vreau doar să vă spun. Da. Dacă x este egal cu 0, nu merge niciuna. Niciuna? Tu ești la x egal cu 1, tu ești egal cu 2, nu te mai treabă. Și să ne ia cazul, da? Pentru x egal cu 3. Obținem... egal cu 3. Obținem 3 la 3 plus 2 la z egal cu 58. Care mă conduce la? 2 la Z egal cu 27. La 31. Da, deci 2 la Z egal cu 31. Z nu aparține numelor naturale. Și cu asta X egal cu 1 cu 0 am ecuizat tot. Mergem acum. Cazul? Cazul întâi acolo. Cazul 2. X egal cu... cine luăm? X egal cu 1. Pentru X egal cu 1, ecuația devine. Adică aceea de sus de la început. Da. 4 la 1. 4 la 1 plus 3 la Y plus 2 la Z este egal cu 59. Corect. 3Y plus 3 la Y plus 2 la Z este egal cu 55. 55. 3. Hey. Acum asta e de bază. Asta e. Vezi? Și pe urmă. Pentru Y egal cu? Pentru Y egal cu 0. Iar începe. Y egal la 0. 0 cu 3. Da? Înțeles. 3 la 0 plus 2 la 0 este egal cu 55. 2 la Z este egal cu 54. Nu cred că există. Păi, nu cred, sigur nu există. În experiența care o am, te pas cu mine. Te ceas cu mine. În fața camerei acum. Pentru că 2 la 5 fac 32. 2 la a 6 a 64. Da. Nu niciodată 54. Terminat. Deci Z, rezultă că Z nu aparține numelor naturale. Mergem mai departe. Y egal cu 1. Y egal cu 1. 3 la 1.